Deficitul de personal de pe piața muncii crește. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, erau peste 45.000 de locuri de muncă vacante în prima parte a acestui an, în creștere cu 16% față de 2021. Economia are nevoie de meseriași în toate sectoarele, mai ales că mulți pleacă în străinătate. Acolo lucrează în agricultură, construcții și transporturi, domenii unde salariile sunt de 2-3 ori mai mari decât la noi. În această fabrică de mobilă lucrează peste 200 de angajați. Produsele ajung în Europa Occidentală, Orientul Mijlociu sau Statele Unite. Managerul caută tâmplari, vopsitori sau ambalatori. În ultima perioadă a susținut 20 de tineri să învețe meserie, însă doar 2 dintre ei au rămas să lucreze în fabrică. O fabrică de producție nu poate lucra online sau remote. În producție, angajații trebuie să fie în marea lor majoritate pe fluxul de producție. Asta înseamnă că trebuie să respecte un program și să fie la fabrică. La fel stau lucrurile în majoritatea domeniilor de activitate, unde este nevoie de oameni. Piața muncii din țara noastră înregistrează un deficit uriaș, similar cu cel din 2019, înainte de pandemie. Potrivit Institutului Național de Statistică, în cel de-al doilea trimestru din acest an, în România sunt peste 45.000 de locuri de muncă vacante, în creștere cu 6.500 față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari rate s-au înregistrat în administrație publică, 1,84%, gestionarea deșeurilor, activități de spectacole, dar și în industria prelucrătoare. De altfel, acest sector concentrează aproape o pătrime din numărul total de locuri de muncă vacante, adică 11,4.000. De la un trimestru la altul, cererea a crescut cu aproape 400 de posturi, iar acum, la jumătatea anului, deficitul este de peste 3.400 de angajați. S-a ajuns aici pentru că foarte mulți oameni calificați au plecat la muncă în străinătate. Asta în condițiile în care în pandemie au revenit în țară și erau dispuși să lucreze pentru bani mai puțini, dar să fie alături de familie. În condițiile în care se anunță peste tot creșteri, automat asta nu face altceva decât să ducă la o stare de îngrijorare. De aceea, dacă eu vreau să rămân ieri în România, astăzi dacă am un prieten care lucrează afară, îl întreb și pe el dacă nu găsește un loc și pentru mine. Și este de înțeles, de vreme ce salariile sunt și de 3 ori mai mari decât în țară. De exemplu, în agricultură sau construcții, muncitorii necalificați primesc cel puțin 1000 de euro, în vreme ce la noi lefurile nu trec de 600 de euro, adică puțin peste 3000 de lei. Sunt căutați și șoferii de tir, care pot ajunge la un venit lunar de 4000 de euro, în vreme ce la noi câștigă doar jumătate. Oferte generoase primesc și cei care lucrează în industria ospitalității. Pe zona de barista, pe bucătar șef, poți ajunge să câștige 2-3 mii de euro în funcție de restaurantul sau de hotelul unde lucrează. Guvernul vrea să reducă deficitul de personal din România și are în plan să acorde stimulente financiare pentru angajarea șomerilor trecuți de 45 de ani. Din păcate, spun specialiștii în resurse umane, companiile ezită să angajeze și să recalifice astfel de oameni. Consideră că mulți nu au abilități digitale și nu se pot integra ușor la un nou loc de muncă.